Da, de ea, Ciucă. Ciucă. Pentru intrare, poți să mai poți să faci intrarea o dată? Și ce piesă? Piesa Andrei? Da, te rog. Care piesă? Nu m-am gândit la despărțire. Da. Bagă Ciucă, nu m-am gândit la despărțire. Am pus-o pe mama să mă filmeze și îmi place piesa. Am înțeles, deci m-am gândit la despărțire, ai înțeles? Deci de aia a venit și a zis am un mesaj dacă se poate. Nu m-am gândit la despărțire. Ai găsit Ciucă? Este pe primul loc în trending pe YouTube. Imediat. De vreo 14 zile. Hai, zici că am cântat eu vorba aia, da. Bun, merge? Rapid de obicei. Ce vremuri erau odată. Hai să vedem. Oameni buni, alături de noi astăzi Dea Maxer. Cum e piesa asta? Este piesa asta, dar cum e viața asta? Haide, Dea, pentru că niciodată nu m-aș fi gândit că tu și Dinu veți spune pa, la revedere unei relații. Tu crezi că eu m-am gândit? Crezi că a fost planul vieții mele? Nu, Doamne ferește. Dar de asta nu m-am gândit. Cât timp ați fost voi căsătoriți? Stai să te ajut. Mă duc de-a dura cu scaunul ăsta, e prea sus. Am fost căsătoriți mult și bine, 18 ani. Că eu pun și relația de dinainte, că pentru mine a fost... 18 ani. E ok? Da. Perfect. De asta zic că nu m-am gândit... că vreodată e cazul și la voi de despărțire. Clar, păreați un cuplu care niciodată nu o să se despartă, sincer. Nimeni n-a avut în plan asta. Acum ești bine? Sunteți bine? Acum sunt Știu bine. Că e un subiect delicat și câteodată nici nu prea știi cum să-l abordezi ca să nu se înțeleagă nici greșit. Nici nu l-am discutat în niciun fel, pentru că, da, este un subiect sensibil indiferent cine trece prin asta, pentru oricine e... Cu toate dificil. Că la un moment dat când citești tot felul de știri ai impresia că că ai vorbit sau că ai spus câte ceva, știi? Dar tu n-ai făcut nicio declarație și n-ai vorbit despre lucrurile astea. Este un subiect pe care nimeni niciodată n-ar trebui să-l despartă, știi? Să o spargă firul, cum se zice? Să despargă firul în patru. Să despici. Da. N-ai cum să discuți la televizor și public 18 ani de viață. Dacă am fost transparenți și naturali... Eu am sunat odată pe Dinu când am auzit chestia asta și era la direct la alte televiziune. Faza. Știi faza? De un contract de exclusivitate. Da, de asta. Adică se mai discute pe la televiziune și se discută. Na, fiecare a ales ce a dorit să facă, să discute sau să nu. Dar acum sunteți bine? Adică vorbiți, comunicați între voi? Da, bineînțeles. Cred că avem doi copii. Suntem părinții a doi copii minunați și colaborăm foarte bine. Realizarea noastră cea mai mare și este lucru pe care împreună l-am făcut cel mai bine în viața asta. Dar voi aveți probleme în cuplu că nu se simțea chestia asta? Adică niciodată nu am simțit. Nu pot să spun că au fost ani cu probleme. Nu, adică erau probleme, de asta spun. Știi că niciodată nu s-a simțit de aia. Au intervenit tot felul de lucruri în ultimii ani care au ajuns... ne-au adus în pragul în care să luăm această decizie. E o decizie care cred că în primul rând îi face și pe părinți să sufere foarte tare, pentru pe că te-am auzit mai devreme când ai zis ceva mai devreme, stai că mă filmează mama, știi? Nu cred că mama a suferit că am divorțat. Cred că nu. Ok. Mama e fericită că sunt bine, că sunt copiii bine, că copiii au înțeles, chiar dacă mai sare 3 ani, a înțeles atât cât poate să înțeleagă ea la vârsta asta, iar noi am făcut lucrurile în așa fel încât să le fie confortabil copiilor. Copiii noștri n-au avut nevoie de terapie și am apelat și am întrebat în stânga și în dreapta. Copiii sunt bine. Înseamnă că lucrurile cătă erau cumva toxice acolo pentru toată lumea, încât asta a fost cea mai bună decizie. A fost o decizie care a venit de la tine? Da. Tu ai vrut să divorțezi? Da. Și a fost un lucru pe care nu i l-am spus recent lui Dinu. Îl spun de ani de zile. Da. Și câteodată... a fost așa ca un, știi, cling-cling, din când în când mai scoteam clopoțelul. Dar niciodată nu crezi că se întâmplă, știi? Degeaba tu spuneai Nici eu n-am avut curaj niciodată. Adică tu chiar dacă spuneai că, hei, vreau să divorțez, că nu-mi e bine... poate Dinu n-a simțit-o că într-adevăr e un pericol. Vreau să divorțez. Sau... știam că o să ajungem într-acolo. Simțeam că o să ajungem într-acolo. De ce n-a funcționat sau de ce? Nu știu să explic acum. Nu, n-ai cum. Sunt mici lucruri care
s-au întâmplat. Ce zice că, Pantea, uite, discuția cu tine poate să salveze poate alte relații, știi? Na, e diferit la toată lumea. Suntem nu, dar, cum zici caractere tu, mici lucruri... diferite, sunt situații, sunt familii diferite, noi suntem diferiți, sunt... Nu, dacă îmi spui tu mici lucruri, care mici lucruri dacă știi nu cum, sunt ca rezolvate... ca la matematică, îmi luate câte can, n-ai cum să compari și nu există rețetă nici de funcționalitate, nici de compatibilitate, nici de nimic. N-ai cum. Așa că degeaba povestesc eu că exemplul meu nu o să fie practic pentru nimeni. Sau încă nu ești? Pentru că trebuie să treacă ceva timp. Nu regret absolut nimic. Consider că am trecut prin perioada... A fost un șoc pentru toată lumea, am înțeles. În momentul în care am anunțat, numai că oamenii trebuie să înțeleagă că n-a fost o decizie luată de ieri pe azi, știi? A fost o chestie calculată în timp, gândită, încercând să reparăm lucruri. Și când și Dinu s-a convins de faptul că nu funcționăm, nu, am luat decizia. Dar nu mai dramatiza atât, no, că nu există doar că nu... viață după divorț, da, și indiferent dacă oamenii colaborează bine și sunt maturi și își asumă lucruri. Eu știi care e toată povestea, eu vreau să te simți tu bine vorbind despre chestia asta, să n-ai impresia că cineva vrea da, să... Da, mie nu-mi place să intru în detalii, pentru nu, că viața detalii, noastră știi? A fost transparentă și ne-am fost super natural, că oamenii au zis, ați jucat teatru, nu, nu există așa ceva. Atâta timp cât am fost fericiți, atâta timp când am fost fericiți și am avut lucruri frumoase de arătat și am fost un exemplu de familie pentru multe cupluri de-a lungul anilor, când prezentam nunți, le spuneam cuplurilor, când prezentam nunți cu Dinu, le spuneam cuplurilor care tocmai se căsătoreau. Să aveți o relație... cel puțin la fel de frumoasă ca a noastră. Să aveți o relație cel puțin la fel. Era după relația, după căsătoria lor mei și a nașilor noștri, căsătoria noastră a fost un exemplu. Și aberațiile astea, că dacă toți sunt aici, vreau da, să mulțumesc. De asta zic, să dezmin simți... niște lucruri. Atent, știi ce vreau? Vreau să te simți tu bine să vorbești despre chestiile da, astea, să n-ai impresia despre că înșelat. Cineva. Și da. Este pentru prima dată că vreau și să deschid subiectul ăsta. Nu am divorțat de Dinu pentru că cineva a înșelat pe cineva. N-a existat așa ceva. Și sunt atât de mândră de lucrul ăsta, să spun lucrul ăsta, că nu ăsta a fost motivul divorțului, ci pur și simplu doi oameni care și-au schimbat principiile de viață, o femeie care a ajuns la o maturitate și a văzut lucrurile altfel, o femeie intrată într-o relație poate la o vârstă la care nu avea discernământ. S-au întâmplat foarte multe lucruri de-a lungul anilor și în momentul ăsta, asta consider eu că a fost decizia cea mai bună pentru noi. Și pentru copiii noștri. Știi, mi se pare... Poate suna foarte ciudat. Nu sună ciudat și cred că poate foarte mulți oameni cunoscându-vă oarecum înțeleg unde vrei să duci discuția sau să vorbești, pentru că relația se schimbă de la an la an, poate cineva nu mai ține pasul cu cineva în anumite dorințe, în anumite da. Lucruri pe care celălalt... Cum miros asta aici? Asta sprăște? Da. Da. Da, punem ceva sus pe ele, imediat. Ok, da. Știu că e ciudat, știu că oamenii... eu am preferat să rămân în umbră și să nu vorbesc, pentru că, indiferent cum o dai, oamenii oricum discută, mai ales atunci când e vorba de divorț, când juri în fața lui Dumnezeu, că duci cuplul până la sfârșitul vieții, că apar copii, că... Na. E ciudat, știu. Și eu când priveam din exterior, nu m-aș fi văzut în punctul ăsta niciodată, dar uite că a trebuit să ajungem aici și să trecem cu maturitate peste, că până la urmă asta e viața. Dar tu ai încercat să repari lucrurile care nu merge. Dar bineînțeles, dar cine n-ar vrea să repari? Nu, dar adică au fost momente când ai încercat. N-ai cum să repari oameni. N-ai cum să repari lucruri care ajung în incompatibilitate. N-ai cum, când lucrurile nu mai funcționează, nu mai funcționează. Și dintr-o dată ajung într-o incompatibilitate? Da, se întâmplă. Life is life. Dacă și psihologic. Adică te trezești a doua zi și îți dai seama că ești lângă alt om? Da, eu că ești lângă alt om. Da, la modul că nu mai ești pe același drum, nu știu cum să zic. Da, da, corect. Da, e ciudat, dar ce să faci? Ce să faci? Să mergi mai departe ca să duci ce? O imagine în fața oamenilor? De ce să minți poporul cu televizorul? Spune, a, totul e roz acasă, când acasă nu mai e totul roz. N-ai oricum, dacă aveam de ales asta. Și eu sunt femeia care... interesează de ea, dacă eu sunt femeia care are un grad de toleranță extraordinar de mare. Sunt femeia care acceptă lucruri, care a tras cu casa, cu familia. Dar în momentul în care lucrurile nu mai funcționează și intervine nefericirea până la urmă și insatisfacția și sunt foarte multe... Ce sens are să joci teatru într-o relație sau într-o căsnicie cu copiii lângă, doar îți minți și copiii și familia și oamenii care te urmăresc, mai ales noi care eram în lumea asta publică. Da, decât să joc așa restul vieții,
am preferat în intersecția asta să o iau la dreapta. Și nu la stânga și uite, ne mai intersectăm din când în când pentru că n-avem încotro. Sunt copii pe care trebuie să-i creștem împreună și mă bucur că și Dinu a hotărât același lucru. Și voi oricum locuiți destul de aproape, în același bloc. Auzi, am trebuit să mănânc picant la rubrica asta. Ba da, las că avem timp să mâncăm și picant, avem și întrebările de la telespectatorii noștri. Gata, eu am lămurit ce vreau să zic, că n-am vorbit niciodată despre asta și așa câteva lucruri vreau să le... Dacă tu mi-ai dat ocazia și am acceptat invitația voastră. Eu mă bucur, știi cum e, că poate oamenii află și de la tine un punct de vedere și înțeleg. Uite, dacă vrei să citești câteva mesaje de la telespectatori. Uite, erați un cuplu perfect, chiar de lăudat, dar voi știți ce mai bine, de ce nu a funcționat. Important e să aveți totuși o legătură bună, asta e viața. Avem. Și cu bune și cu rele. Suntem adică doi oameni vă vedeau maturi așa, care au înțeles că nu mai pot funcționa împreună și că pot face lucrurile să meargă separat. Da. Cineva zice, bravo, Dea, este sinceră. Și câte mesaje am primit, apropo de mesajele internauților? Că am și o comunitate acolo la mine pe Instagram și pe Facebook, mai ales că lucrez într-un domeniu acum cu femeile. Știi câte mesaje am primit de la femei care mi-au spus ești minunată, că ești puternică și ți-ai asumat și ai avut curajul? Și am primit mesaje către, uite-te la mine, de la femei care îmi spun când o să am eu oare curajul să plec de lângă soț că sunt nefericită. Sunt convins că sunt. Când o să am eu curajul ca tine să facă... Deci stau și privesc eu de acasă, de la mine acum, de pe canapea, cu telefonul în mână și mă uit câte familii sunt doar de imagine familie. Eu n-am mai vrut asta în continuare. Dar decizia asta ai luat-o după destul de mult timp. Adică da, că eu n-am mai vrut să vând un brand. Eu am vrut să-mi arăt și să... Eu am vrut... Știi ce îmi place? Că oamenii te percep ca, uite, asta zic, ești foarte sinceră, te apreciez. În schimb, îmi pare foarte rău pentru voi. Știi? Noi am fost o imagine de familie impecabilă, atâta timp cât și în interior nucleul era impecabil. Și noi funcționam foarte ideați, mișto ca da, și cuplu. Da, din toate punctele de vedere, eram acolo together, da? În momentul în care lucrurile alea n-au mai funcționat, de ce să vând imaginea de familie? De ce să arăt oamenilor că, vai, maxerii sunt perfecti? De ce? Prefer așa, să arunce lumea cu pietre. Am divorțat. Dar nu, nimeni și nu ești prima persoană care a divorțat. Au fost acolo mesaje și comentarii de genul și a găsit unul mai tânăr, a înșelat, amant, tot felul de știri și oamenii își dau cu părerea în comentarii. Cât e diferența de vârstă între voi? 17 ani. A, de asta probabil oamenii ziceau că ți-a găsit pe cineva mai tânăr. Da, nu este cazul, în sensul că în timpul căsătoriei ți-am spus nimeni, pe nimeni nu a înșelat. Dar ai ținut că să precizezi apoi... în timpul căsătoriei. Păi, normal. După fiecare și-a refăcut viața. Din a întâlnit pe cineva, știți foarte bine. Eu am un iubit și ai sunt iubit? Da, sunt îndrăgostită. Și da, spun asta și mi-asum. Cine te sună? Telespectatorii. Telespectatorii. Salutăm. Nu-l mai sunați pe cătă în timp emisiunii, da. Că nu-i frumos, nu poate să răspundă. Da, sunt îndrăgostită. Și sunt într-o relație. Și da, mi-asum. Și nu este prea repede. Pentru că divorțul de soțul meu, de fostul meu soț, n-a fost în momentul în care noi v-am anunțat că am divorțat. Divorțul era... nostru sentimental, detașamentul nostru unul de altul timp. A fost de foarte mult timp, oameni buni. E normal că și, tu și ai unul și asta altul înainte să de se a reconecteze cu ceva. Legătura pe Robert eu l-am cunoscut recent, înainte de Paște, după divorț. Deci pe Robert? Și unde l-ai cunoscut? Sau cum? Prin niște prieteni, culmea, prin cineva care e în familia noastră. Da, n-are sens să-ți povestesc. Dinu-l o combinație. Cunoaște pe Robert? Da, l-a cunoscut. Că și asta mi se pare iarăși un da. Pas, nu? Dinu a bătut la ușă să-mi aducă niște acte într-o dimineață și Robert i-a deschis ușa. Și când am avut un spectacol acum vreo două săptămâni la Giurgiu, am avut un spectacol împreună cu Dinu, o nuntă luată înaintea divorțului, o nuntă pe, un botez, de fapt, pe care l-am prezentat împreună și unde eu am avut show de muzică și dans oriental, Robert m-a însoțit și Dinu era acolo. Mă rog, nu-ți imagina că stau la palavre împreună, dar au discutat, au dat mâna, sunt doi oameni care s-au intersectat în viața asta, așa e normal. Ca oamenii să fie civilizați. Dar Robert, când a bătut Dinu la ușă și a deschis Robert, nu se aștepta Dinu? Mă rog, am deschis amândoi că eram în ușă, în hall. Nu se aștepta niciunul, nici altul, nici eu, îți dai seama. Na, de asta, nu e o chestie confortabilă, poftim? De asta zic, atunci da, a fost... Da, nu e o chestie confortabilă, dar am fost surprinsă de maturitatea amândorura. A fost o chestie absolut normală și atâta timp cât nu mai există atașament acolo, știi? Când sunt iubiții și mamă, încă o iubești pe femeia aia sau inversă. Adică greu când. Intrăm în alte discuții acum.
iubirea asta s-a transformat. Întotdeauna o să îl respect pe omul cu care mi-am petrecut mai mulți ani din viață, mai mulți ani din viață decât mi-am petrecut cu părinții mei. Cu părinții mei am petrecut 15 ani, cu soțul meu 18. Am stat mai mult cu Dinu decât cu mama. Normal că acolo o să existe niște sentimente, având în vedere că este tatăl copiilor noștri. Dar nu există iubirea de cuplu, de bărbat, femeie și tot ce a însemnat relația noastră. Aia, la tine se pare că unele răni s-au vindecat. Crezi că și la Dinu s-au vindecat rănile? Nu știu dacă răni, că nu ne-am rănit. Nu, nu ne-am rănit. Cum e, când se zice un divorț, când s-a produs. Adică, na. Da, eu, ne-am detașat unul de celălalt și ne-am confirmat asta unul celuilalt. Și tu ai cunoscut-o pe iubita lui? Nu. Nu, dar copiii da. Dar tu ești pregătită? Să ce? Să o cunoști. Păi acum n-am pe cine. Adică am înțeles că nu mai sunt împreună și n-am. Dar când o să fie să-mi facă cunoștință, normal că o să fac cunoștință. Că deci sunt întreagă la cap, adică nu, eu merg și... Dar Robert, ce? Cu ce? Tot în domeniul ăsta este? Tot în showbiz? Nu. Deci Robert nu știa cine-i Dea Maxe. Robert a cunoscut-o pe Andreea. De la zero. Nu știa absolut nimic despre mine. Da. De asta Robert se ocupă cu vânzări, că m-a întrebat cu ce se ocupă. Da. Și da. E de în domeniul auto. Și de vârstă? 31. Adică sunteți apropiați ca vârstă, nu? Sunt mai mare eu, cu 2. Tu ai 33, nu? Mulți înainte. Mulți înainte. Mulțumesc. Și ce, să fiți fericiți. Mai sper să ne țină, știi cum e. Că, apropo de internauți, cât o să vă țină, că te-ai afișat și că asta e, eu știu cât o să țină, ce-o vrea Dumnezeu. De-ați și cu... la tine? Suntem așa, între două, avem două case în momentul ăsta. Pentru la el, tine, la da. Tine. Da. Bun, trecem și la sosurile picante, ceea ce cred eu că va fi foarte interesant. Da. O să aflăm niște lucruri foarte interesante. De data asta sub anonimat, ca să spun așa, pentru hai că... să vedem. La cât am zis acum, ce mă mai întreb tu, e nimica tot. Păi stai să vedem, pentru că întrebarea o citești în gând. Așa. Răspunsul dai cu voce tare orice ar fi. Da. Rupem întrebarea și lumea nu știe da. De ce ai răspuns. Știi cine m-a convins pe mine să vin la rubrica asta? Andreea Raicu. Andreea Raicu? Care ți-a fost invitată. Da. Și colegele tale m-au tot invitat la emisiune și am tot refuzat, că eu nu voiam să vin, să vorbesc, să zic, că... Na. Și mi-a trimis link-ul cu Andreea. Și mi s-a părut atât de funny rubrica. Și am zis, stai frate puțin, că eu până la urmă tot timpul am fost transparentă, naturală. N-am nimic de ascuns. Mi se pare că tu ești o tipă foarte asumată și o tipă foarte pe haz și pe amuzament. Eu n-am de gând să mănânc prea mult picant, să știi. Adică eu... De tine depinde. Hai să vedem. Perfect, întrebarea o citești în gând. Răspunsul dai cu voce tare orice ar fi, da? Zici că dau bacalaureat așa emoția. Haideți să vedem. Păi am cam răspuns așa. Păi nu, lumea nu știe despre ce este vorba. Okay. Așa că eu zic să ne... Sunt trei cuvinte, doar trei cuvinte. Nepotrivire de caracter, incompatibilitate din mai multe puncte de vedere și... lipsa calmității. Era nervos? Nu știu cum, Doamne, iartă-mă să zic. Cine era recalcitrant? Irascibil. Îi sărea muștarul? Sosul picant. De fiecare dată? Din senin, așa câteodată? Eu tot trebuie să mănânc? Nu, că dacă citim întrebarea, lumea știe de ce ai spus chestia asta. Spune în trei cuvinte cele mai importante motive care au dus la divorțul de Din. Numărul unu, la divorț, la detașament. Că divorțul a fost o decizie care a... Ok, de divorțul practic a fost ruperea hârtiilor, dar detașarea ta sufletească față de el. Astea au fost răspunsurile, da? Mergem la întrebarea cu numărul 2. Citești tot așa în gând. Ești obligată să te mărești. În gând. Cum adică? Nu că eu vreau să... Nu, păi lasă-te, răspunsul dai cu voce tare, după aia alegem. Cum adică? Păi așa e, un joc, păi adică da, stai presupunem. Puțin că n-are logică întrebarea. Ce, e musulman? Păi nu, e, tu... Nu contează, e ceva ipotetic, e ca un scenariu, ca la film. Dacă ar fi să... Din showbiz-ul românesc, mai având în vedere că acum știe toată... De ce în showbiz? Da. Robert Drilea. Păi este iubitul tău. Păi da, dar e în showbiz acum, nu? Că e pe toate, în toate ziarele.
Bine, mă, dar păi până... bine, ai zis, m-am zis. Bine, mă, gata, hai și că... Și citești și întrebarea. Că ești obligată să te măriți mâine cu unul dintre bărbații din showbizul românesc. Nu contează, ci că dacă e însurat. Păi dacă e însurat, cum să mă mai mărit eu cu păi el? E un e ipotetic, e un joc. Mă rog, iubitul meu. Ok, perfect, hai să vedem. Mă rog, dacă e însurat, n-am cum să mă mărit. Hai să vedem. Ia uite-l pe Robert. Ai găsit poza cu Robert, cu iubitul? Bineînțeles. El e? Da. Salut, Robert. E la birou. Marea te cheamă e la între ea. Între două mașini bengoase în parcare pe care încercăm să le vindem astăzi. Da? Da. Când spune... ai zis că e între două mașini, am avut în cap fix imaginea aia cu Van Damme care făcea șpagatul. Între... Mă, nu face șpagatul, dar... Păi am zis... Păi zici trei lucruri și apoi vedem. Of. Aici e altceva decât ce ai zis prima dată. Aici sunt trei lucruri. Pac. Mâncăm, eu te rupem întrebarea, nu știe nimeni despre ce este vorba. Ok. Păi dar nu vreau... Hai bine, hai că mănânc zi trei lucruri, zi trei lucruri, dar zi adevărat dacă zici. Normal că zic adevărat, numai că stai să-i găsesc defecte. Da. Nu știm despre cine e vorba, pentru că nu dăm nume și poate fi oricine. Atâta pican mi-ai pus tu? Îl mai iei scuturi tu puțin. Păi nu, că mi se părea puțin. Nu cred, mănânci-te, dar trebuie să zici lucrurile întâi. Da, stai așa. Violent verbal, irascibil și lipsa iubirii de sine poate fi un defect? Hai mă, dar nu vreau să mănânc iute, că eu s-asum... Spune trei defecte ale lui Dino Maxer. Uite, astea sunt. Violent verbal, adică? Violent verbal, ce înțelegi prin asta? Înjură la volan, na. Ah, ok. Sper că doar verbal, nu? Da. După aia ai zis? Poftim? După aia ai zis? Deci eu mai știu. Mai zici ceva? Ce-am zis, irascibil. Asta ai zis și că a fost și motivul divorțului. Uh-huh. Și ai mai zis... Dar am zis motivul, nu, ăla n-a fost motiv, că nu divorțează nimeni, că e omul de lângă tine irascibil. Nu te duci să bagi divorț așa. A fost unul dintre motivele care... Și ai mai zis ceva, mai zis... Că se nu se iubește pe sine, asta n-am înțeles-o. Păi ăsta e un defect. Adică? Păi cum adică să nu te iubești pe tine? Păi nu înțeleg, adică el nu se iubea pe el sau cum e? Așa consider eu că... În... Adică se neglija la modul ăsta, te referi? Adică n-avea grijă de el, de modul cum arată? Da, mi-e place ca omul de lângă mine să se iubească. Pentru că dacă nu te iubești pe tine, e foarte greu să gestionezi. Dar mie totdeauna mi s-a părut că din nou are grijă, că e un tip așa elegant, un tip care... Tu l-ai cunoscut în platou, eu l-am cunoscut acasă. Eu vorbesc de omul cu care am trăit 18 ani și da, consider că iubirea de sine acolo merită dezvoltată și lucrată. Mergem mai departe la o întrebare pe care o citim în gând. Bine! Și răspunsul dăm cu voce tare de ea. Ce drăguț! Asta zic și eu. Oh my God! Acum trebuie să mănânc picant, că trebuie să dăm să mă nume și după aia mâncăm picant. Ok. My mister. God, cum e asta? Pac! Ce trebuie să dăm? Auzi, da... Hai, da, mănânc... Da, nu, dai numele, mâncăm și gata. Dar nu, n-am trei. Păi patru, nu, cinci. Doi maxim, că nu mi-amintesc acum. Uite, cine zice că e răcită și să uite la noi la emisiune cu mare drag. Ok, îmbrățișez și să iau un antiinflamator, nu? Ceva, dacă e răcită, doamnă. Să mănânce picant, căci că e bun la răceală. Deci, nume. Trebuie să dau niște nume. Da. Tavi Colon. Tavi Colon? Băi, Andrei lasă. De la Alb-Negru. Cine? Andrei de la Alb-Negru. Ștefănescu, nu? Ștefănescu, divorțat. Stai mă puțin, că nu știu dacă era căsătorit. Da, da, exact. E vorba de acum vreo Ștefănescu, 15 ani, adică vorbim de chestii... Nu mai. Andrei Ștefănescu, Tavi Colon. Stai să mă mai gândesc. Tavi Colon, băi nene, băi cum e. Doamne, stai că nu mai știu cum îl chep, o să caut. Da, te rog, caută. Pentru întrebarea asta avem răbdare de ea. Deci, Tavi Colon... Dă-ne un indiciu de undeva că îl găsim. Stai să vă mă asigur, deci, că nu-i Colon, greșesc numele. Deci, ai găsit, imediat. Andrei Ștefănescu și... Cineva o ce secundă. Că ești foarte sexy. Mulțumesc. Sorin Mărcuș e... Sorin Mărcuș, da. Sorin Mărcuș. Da. Hai, Ciucă, hai să vedem. Imediat, deci, Tavi Colon... Asta, ce să-i fac? Ai zis Tavi Colon, zi. Imediat, ai răbdare, Cătălin.
Dar și tu ce cauți acum? Poze cu ei. Doamne, dar ce contează? Caut Sorin Mărcuș, Tavi Colen și Andrei Ștefănescu. Acum trebuie să mănânc picant. Citesc? Nu, cum să dăm cu acelea, mine. Că mănânc picant. Hai, bine, mergem la următoarea. Uite, gata, l-am găsit. Hai. Gata? Da. Bun. Tavi Colen, te salut, te salută și Dea. Mai departe, Ciucă. Ia să vedem. Mai departe. Hai să vedem, Ciucă, unde e poza? E aici. Andrei Ștefănescu și Sorin Mărcuș. Hai, dă-i. Stai, nu mă mânc. Nu mai avem multe. Păi aici și răspund și citesc, că nu există. Ciucă, stai să mănânc din gură, că după aia scrie lumea. Ia uite. Nu. Bine, draga mea. Pune și data viitoare mai mult. Nu. Jucăm corect. Hai să vedem. Spune nume. Am citit și consider că pot să... Nu, nu, nu. Dai nume și apoi citim. Păi chiar nu dacă... există nume. Nu, aici... Nu, nu există? Nu. Bun, atunci o rupem și gata. Da? Rost, deci a, nu okay, există, nu. Da? Asta da, ai văzut care... că suntem corecți. Păi da, cine te sună atât de insistent? Telespectatorii, uite-te dar și tu. Dar tu ai numele public. Păi nu, telefonul telespectatorului, WhatsApp-ul telespectatorului. Păi să răspundem, să vedem ce spune doamna. Mamă, asta e tare de tot, asta e tare de tot. Păi pe care mi-o dai? Azi, hai că le citim pe toate. Citește în gând. Gabriela Cristea. Gabriela Cristea, băi, Ciucă. Să mai împui picant, auzi? Da, da, vezi așa. Că e foarte iute. Așa. Stai să mă gândesc. Gabriela Cristea. Da. Oana Roman. Nu vorbe, tu vorbești serios? Da. Oana Roman, Gabriela Cristea. Nu mai știu, gata, două. Nu mai... Mâncăm iute sau citim? Mănânc iute. Hai, mă, citim. Oana Roman și... Nu există, tu tai din gură. Eu am de ales, nu? Am zis că unde vreau. Bine, dar vezi că mi-a căzut mult sos acolo. Te rog frumos, dă-mi voie să mai... Vai, ce amabil ești. De-aia te iubește pe tine, mă, Ana. Gata, ia-o pe aia, ia-o pe aia. Crede-mă că e prea mult, a căzut asta? Prea mult, da. A căzut prea mult sos. Dă-mă cu asta, a căzut prea mult sos. Femeie, ascultă. Hai, ultima întrebare și gata. Întrebarea cu numărul 7. O întrebare perfectă la cererea publicului. E bună, trebuie să recunoști. Hai, leșin. Asta e, uite. Te-ai măritat, auzi? Nu contează, e un joc. Roxana Vașniuc. Tu vorbești serios? Da. Roxana, caută Ciucă, trebuie să vedem poza. Roxana Vașniuc. Roxana... Ai avut dreptate cu ăsta, Cătălin. Păi vezi? Vai de mine. Dacă luai toată... Cineva cea să mă distrez. Cum să te distrez când îți ia gura foc în halul ăsta? Păi tocmai îți ia gura foc sosul ăsta. Perfect, Roxana. Citim sau mai auzi, dar eu de ce am... Asta a fost pentru întrebarea trecută, ce am mâncat acum? Nu, asta a fost pentru Oana Roman și Gabriela Cristea. Acum mâncăm iute sau o citim? Mă rog, dacă e un joc, e cost de la joc, nu? Normal că e joc. Citim, nu? Întrebarea și răspunsul, ziceți. Îmi dai să mănânc picant, dar îmi dai din sosul ăla de dinainte. Alege tu orice sos. Nu, ăla primul de mi l-ai pus. Nu știu care e ăsta, uite ăsta. Deci, Roxana, Ciucă. Mi-a zis mamaie să beau lapte, dar mamaie, să știi că nu e eficient laptele ăsta. Mamaie, ia asta. Ăsta și... mi-ai pus altul, ăla era mai cremos. Tu, când mergi pe mâna noastră, ia și mănâncă, uite-te aici, proaspăt, roșu. Haide să vadă telespectatorii, că nu am citit întrebarea. Acolo e. Iar noi, oameni buni, mulțumim de... Fac. Încă Maxer. Ai rămas cu numele Maxer? Dea Maxer. Da, Maxer rămâne numele tău? Dea Maxer. Dea Maxer, dar rămâne Maxer? Normal, am bine copil cu numele de Maxer, ce ai? Deci pe Robert o să-l cheme mare Maxer dacă te căsătorești cu el? Doamne ferește, o să mă cheme Drilea dacă mă mărit. Și renunți la Maxer? Am la acum? Mașină râd. Complicat. Mai bine pe la noi. Nu e complicat, mă. This is love. Ce asta e. This is love, oameni buni, după publicitate revenim. Dea Maxer, foarte asumată viața și sincer. Viața nu e complicat, o complicăm noi. Ai dreptate, după publicitate revenim.